bun găsit, Marisa! Bună, Elinca! Coolant Trendy, ce ai în borsetuță? Fac reclamă la un om fibrobar care îți dă forță și încredere în sine și nu pot să-l arăt acum pentru că ar trebui să... Fac reclamă. Și fac reclamă. Și nu fac... Păi există pe piață? Da, există pe piață și fac reclamă... Așa, reală? Ai vrea tu sau cum? Semi. A, semi-reală. Da, semi. Și aici un caz în care mi se face foame că stau prea mult să la fac reclamă. Da. Nu la filmări, că frige. Fac asta pe stradă, Elinca. A, pe stradă? Da. Pur și simplu. Merg la oameni și pun să guste. Deguste. A, am înțeles. Am crezut că filmați o reclamă. Păi, cu tot cu cameramanul, să filmăm reacțiile oamenilor de pe stradă, dar se întâmplă pe stradă asta, nu într-un platou. A, am înțeles. Foarte drăguț. Alina? Nu prea îmi place ținuta. Mi se par unele piese, nu știu că sunt, nu vorbim de ieftin și scump aici, pentru că s-a punctat treaba asta deja, dar îmi pare fusta foarte cheap ca material, nu ca și preț. Dar, în schimb, ți-am spus și în culise, te văd pe tine. Prima oară când am văzut pe Marisa în sezonul 2 și m-am uitat pe Instagramul ei din curiozitate să văd cine este concurenta, avea un styling asemănător, ceea ce mă bucură că te-ai reîntors un pic în zona ta, pentru că încep să te costumezi. Te prefer în zona ta decât costumată. În schimb, ținuta cromatic alb și negru nu are ce să-mi placă, doar că cam atât. Dar mă bucur că ai revenit și unde mai costumat. Mulțumesc! Mulțumesc, Alina! Denisa? Mie nu-mi place ținuta, mi se pare că îmi place hanoracul, însă nu mi se pare că se potrivește deloc cu ochelarii. Aș vrea să-ți văd make-up-ul mai bine, să văd și care e legătura cu ținuta. Și eu aș vrea să văd multe și nu văd. A, deci nu vrei, nici ție nu-ți place, nu? Încearcă păi atunci când cum adică te regăsești în... Ce ai vrea să vezi, Marisa, și nu vezi? Adevărata fața unora. Dar din păcate nu pot să văd, așa că nici nu pot să văd, azi mie make-up-ul. L-a văzut destul ce în culise, la alta e alta. L-a analizat destul în culise, sigur l-a văzut. Nu vreau să facem o dramă pe chestia asta. Vreau să facă mișto de make-up-ul meu. Nu vreau okay, să fac mișto, vreau să văd legătura, pentru că și-a făcut un make-up pentru ținuta aceasta. Și nu mi se pare neapărat o legătură. A vrut să fie altfel, doar că altfelul ăsta trebuie să se potrivească. Și nu se potrivește? Nu mi se pare că se potrivește. Ar trebui să susțină când își fac câte un make-up de genul ăsta cu ținuta. Încălțările mie nu-mi plac. Ar fi trebuit să fie ceva mult mai masiv altfel. Fusta nu mi se pare deloc potrivită. Ideea de borsetă și hanoracul de ploaie e ok, dar nu a conturat nimic. Iar părul nu mi-l mai pot face, așa că l-ai văzut odată, ți-l faci de 3 ori pe săptămână deja. Înțeleg, ți-a plăcut, dar ți-l faci de 7 zile. Așa. Poftim? Nu-l fac de 3 ori pe săptămână. Nu, de 4. Da, spuneai că a copiat cu afiura sau cum? Nu mai poți tu să-l faci? Păi l-am făcut de 2 ori și de atunci îl face non-stop. În fiecare săptămână îl văd de 2 ori. L-ai făcut tu de 2 ori așa și acum îl face Marisa l-am în continuu? L-am făcut odată sau de 2 ori și îl face în continuu în fiecare săptămână acum. Dar nu e ceva rău că nu l-am inventat, dar să mai diversifice. N-am înțeles. Mulțumesc, Denisa. Hai să ascultăm părerea juraților, Marisa, în fața lor, te rog. De câte ori acum ți-am spus? Trebuie să fie Silvia victima, Marisa, și eu împing pe Silvia să fac asta. O în condițiile în care ea țipa în culise de 5 okay. minute la Alina pentru o panglică. O nu poți scoate această afirmație împotriva. Da, dar am fost față la discuția Marisa, din studio, Marisa. Marisa, permite-i nu e corect, Ilinca, nu este corect. Eu acum l-am învățat oamenilor de acasă. O să par aia mică și rea care bagă așa bățu să scârbe pe ea cum vrea. Dragă mie, nu-mi place mesajul de pe tricou. Adică asocierea asta e cool and trendy, mi se pare așa... Pusită. Da. Dar hai să spunem că nu asta ar fi problema, e un t-shirt alb până la urmă. Putea să aibă orice mesaj. Mi se pare simpatic hanoracul, nu-mi place borseta, pare etui pentru cosmetice. Nu-mi place hanoracul în asociere cu fusta, nu-mi place dimensiunea, lungimea fustei pentru că porți aceste încălțări și acești ciorapi. Și nici ochelarii nu-i văd foarte bine pe integrația aici. E destul de ternă ținuta și nu pentru că e alb-negru, Marisa. Îi lipsește acel sparkle în styling. Nu a și pus borseta aia deloc, puneam altceva în picioare și s-ar fi putut face ceva chiar și cu fusta și hanoracul împreună. Dar în combinația pe care tu o propui astăzi, pe mine nu mă convinge styling-ul deloc. Ok. Și nici cu afiura nu-mi place la această ținută. Marisa, în afară faptul că da, într-adevăr, nici pe mine nu mă convinge styling-ul și, mă rog, îl găsesc civilizat, dar de departe nu este vreo ținută fericită.
faptul că tu provoci aceste discuții și faptul că tu o împingi pe Silvia. Deci acum deci după faza care s-a întâmplat, de câte ori acum trebuie spus să fie Silvia victima, Marisa, și eu împing pe Silvia să facă asta. În condițiile în care ea ții panculiță de 5 minute la Alina pentru o panglică. O luăm de la capăt, bun, Marisa. Bun, Raluca, mulțumesc. Bun. Da, ești o victimă, noi nu sunt o victimă, niște... dacă să-mi spui că eu împing, mi se pare mult. Da, mi se pare că ai împins discuția. În condiții care nu ai fost cu noi acolo, Raluca, să vezi. Nu am fost cu voi acolo, dar am fost cu voi aici. De câte ori ți-a spus Silvia să nu mai pui palma în față? Aici, Raluca, studio. Nu i-am pus palma în față, era aici, aici am machiaj și eu eram așa cu spatele și am zis, Silvia, te rog, gata, taci, așa am făcut. La discuția. Așa am făcut, mi-ai pus-o în față, că altfel nu făceam nimic, în față, am zis așa, Silvia, Silvia, am zis, Silvia, taci, nu știu, deci credeți, ultimul meu gând a fost să o enervez, la cât de era. Discuția pe care ați avut-o în studio, la această discuție am fost cu toții de față. Acolo nu ai fost, Raluca, deci nu poți face această afirmație împotriva. Da, dar am fost de față la discuția din studio, Marisa. Nu e corect, Irinca, nu este corect. Ce crezi? Nici ceea ce faci tu nu este corect. Până și simplul fapt că induci în discuția pe care ai avut-o cu Silvia, ai indus faptul că ceea ce ar trebui să facem noi, să o taxăm pe Silvia. Nu este prima oară când faceți acest lucru. Pentru că... Același lucru este valabil și în cazul tău. Poate că e greșit, dar trebuie să tac din gură, că voi decideți. Vi s-a spus să nu mai faceți lucrul acesta, să ne mai spuneți ceea ce să facem. Vi s-a spus lucrul acesta, dar da... Am ferma convingere că tu ai împins-o pe Silvia spre această limită. Da, da. Deci ești la fel de vinovată ca și Silvia pentru că s-a ajuns aici cu situația de astăzi. Tu nu ai fost în culise, repet. Și e urât ce se întâmplă acum aici. E urât. Ok. Dar adică nu înțeleg, eu chiar te iubesc pe tine foarte mult. Ok. Bun. Ok, Marisa, te rog să te liniștești, te rog. Eu mă enervam foarte tare și mi se pare foarte penibil că sunt pusă în situația asta. Sunt momente tensionate și poate că e firesc că competiția merge către final și e firesc, dar vă rog să vă calmați și să nu mai faceți atâta circ, să faceți mai mult styling, pentru că de aceea sunteți aici, da? Bun, eu am să fac referire acum doar la ținuta ta și nu am să fac referire la ceea ce am văzut în platou, pentru că Raluca în parte are dreptate. Nu știu dacă tu ai stimulat-o într-un fel sau altul, nu plânge pe Silvia. Sunteți poate amândouă vinovate. Într-adevăr, Silvia, atunci când se pune mâna în față, nu trebuie să dea acum palma peste palma ta și așa mai departe. Te rog să nu plângi. Te rog să... Marisa. Liniștește-te, Marisa, te rog. Te rog să te liniștești. E corect, adică eu acum la în fața oamenilor de acasă o să par aia mică și rea care bag așa bățuși, o zgârme pe ea cum vrea. Marisa, o să pari aceea în care chiar am evitat-o pe Silvia. Marisa, în fața celor de acasă tu ești o câștigătoare și în continuare ești o concurentă care poate câștiga. Asta pari în fața oamenilor de acasă, dar dacă vei avea un comportament inadecvat, vei pierde în fața celor care te votează, în fața malisienilor, sau cum se cheamă. N-am avut un comportament inadecvat, ca să se puncteze asta perfect în cazul meu. Oricum, de acum încolo, pentru că, repet, mai aveți foarte puțin, încercați să fiți foarte profi. Încercați să lăsați la o parte mahalagismele, încercați să vă susțineți, vă spun la nu știu câte ori, ținutele, dar elegant, prin eleganță, da? Astăzi, din păcate, apropo de susținere, nu ai nimic care să susțină styling-ul, să susțină ținuta. Toate hainele astea sunt puse alandala. Fusta deja s-a punctat și n-are rost să mă repet. Verdictul meu n-are nicio legătură cu scandalul din platou. Verdictul meu are legătură astăzi doar cu styling-ul. N-ai făcut nimic. Hai să vedem care sunt calificativele. Te rog să te liniștești, da? Începând de mâine vreau să văd o Marisa, o câștigătoare a unui sezon și o pretendentă la titlul final, da? Dar astăzi n-ai stil. N-ai stil astăzi, Marisa. Mulțumesc, Marisa.